Vom citi date din fișier, în primul rând acestui proiect, citirea din fișier. Îi vom adăuga un fișier nou. Vom schimba tipul fișierului astfel încât să nu ne adauge implicit o extensie. Îl vom numi numere punctin. În numere punctin vom avea pe prima linie a fișierului un număr N, iar pe a doua linie N numere. Deci pe prima linie 5, iar pe a doua linie 5 numere. Sau 6 pe prima linie și 6 numere a doua linie. Cum vom realiza citirea din fișier? Vom include mai întâi fișierul fstream. Apoi vom declara un descriptor de fișier. Fin vom numi și el va citi din fișierul numere punct in. Deci, practic, am asociat descriptorul de fișier fin fișierului fizic aflat pe disc numere punct in. Int n și vom realiza suma element. Sau le vom memora într-un vector și vom afișa conținutul vectorului. Nu vom folosi sin, ci vom folosi fin, deoarece vom citi date din fișierul numere.in. Citirea se face asemănător cu cea de la tastatură. Vom realiza n pași pentru a citi din fișier fin adi, iar la final vom realiza o afișare a conținutului vectorului. Vom rula programul. Da? Și este afișat conținutul fișierului. Eventual, după ce am finalizat citirea, se poate închide fișierul cu fin close.